A început să practice patinaj viteză de la vârsta de 9 ani și în momentul prezent are 14 ani de experiență, iar în tot acest timp a reușit să câștige peste 100 de medalii la campionatele naționale și peste 12 medalii la cupele mondiale. Însă rezultatele nu se opresc aici, pentru că pasiunea ei legată de acest sport au făcut-o ca anul acesta, 2022, să participe la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Beijing. Rămâneți aici, pentru că un nou vlog, Crispy Around the World, Carpool Edition, începe în 3, 2, 1... Bine ați revenit la un nou vlog aici la Crispy Around the World Carpool Edition. Ei bine, afară sunt 4 grade, iar în sfârșit primăvara se anunță că vine către noi. Însă entuziasmul meu nu se oprește numai aici, pentru că astăzi vă anunț cu foarte multă recunoștință și foarte multă energie pozitivă și mult entuziasm că astăzi ducem Crispy Around the World la nivelul următor. De data asta cu sonorizare mai bună, pentru că începând de astăzi adăugăm microfoanele. Ei bine, acum că v-am dat vestea cea bună, haideți să vă introduc în vlogul de astăzi, care se anunță a fi un vlog cât se poate de interesant, plin cu motivație și inspirație. Invitata specială care va veni alături de mine vine în dreapta mea chiar de la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Beijing. Practică patinaj viteză de la vârsta de 9 ani, iar încă de atunci a reușit să câștige peste 100 de medalii la campionate naționale, peste 12 medalii la cupele mondiale, iar rezultatele nu se opresc aici, pentru că Mihaela Hogaș a reprezentat România la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Beijing. Mii de ore de muncă, sacrificii peste sacrificii și experiența și emoțiile trăite la Jocurile Olimpice urmează să le aflăm chiar de la ea. Rămâneți aici pentru că astăzi suntem pe cale să ascultăm împreună povestea unei campioane. Fără să mă mai lungesc, haideți să o primim cu căldură și aplauze pe Mihaela Hogaș. Bine ai venit! Bine ai venit! Ce faci? Cum te simți în acest... Exact! Exact! Este superb! Simte-te ca acasă. În primul și în primul rând, înainte să începem, aș vrea din tot sufletul să-ți mulțumesc pentru că mi-ai acceptat invitația și că sunt foarte onorat că filmăm acest vlog împreună și îți mulțumesc că ești alături de mine astăzi. Mulțumesc! Și eu abia așteptam că am văzut că ai făcut vlog cu colegul meu, Max, și am zis că, fai, dacă prind și eu ocazia, vin și eu aici. Mi-a plăcut super mult. Mă bucur foarte mult că ești și tu aici și astăzi avem foarte multe lucruri de discutat. Acum că ne-am și cablat, am pus și microfoane, am pus și am pregătit și camerele, nu mai trebuie să facem altceva decât să facem un vlog cât se poate de fain. Sigur. Și pentru asta hai să începem cu începutul. De unde a început totul și cum ai descoperit această pasiune pentru patinaj viteză? Păi eu eram, cred că, da, eram în școala primară și chiar aveam niște colegi care făceau patinaj viteză și tot povesteau, veneau în clasă să ne arate ce au mai făcut ele la antrenament, dar nu mi s-a părut chiar, da, nu știu, nu mi-a dat așa o impresie foarte bună să zic că vreau să mă apuc. Dar într-o zi chiar eram în parc cu niște fete și am văzut niște copii pe role, era vară atunci, noi aveam o pistă de role aici în Brașov și am zis că, mamă, vreau și eu să fac. Și așa m-am apucat de același sport pe care îl făceau și fetele de la mine din clasă atunci. Ai văzut ce fac colegele tăi și ai spus, wow, hai să... Da. Wow, super tare. Și eu, sincer, nici nu știam că este un sport de iarnă, pentru că patinajul viteză este sport de iarnă. Pentru că eu l-am început pe role și mai apoi când a venit iarna, m-am trezit cu ghetele și cu lamele în picioare. Lamele de patinaj viteză sunt un pic diferite și eu n-am mai patinat în viața mea pe gheață. Wow. Era și prima oară, da. Wow. Era și prima oară pentru mine. Și chiar a fost super tare. Eu nu știam atunci că e sport de iarnă, dar sincer chiar e mult mai bine că era sport de iarnă. De la ce vârstă ai luat prima oară contact cu acest sport? Deci de la 9 ani.
La 9 ani am început, dar eu nu m-am dus să fac performanță. Efectiv m-am dus din curiozitate. Și mai apoi, cred că și primul meu concurs a fost tot la 9 ani. Și încet, încet, când am văzut ce înseamnă și că vreau să progresez, să zicem, cred că am vrut să fac performanță, să zicem, cred că pe la 12 ani. Wow, deci a fost 3 ani acolo de... Da, în 3 ani unde, să zicem, mi-am construit o bază și m-a făcut să-mi placă foarte, foarte mult sportul ăsta. Mai apoi să... Adică, cred că pentru orice sport e așa. Prima oară trebuie copilul să iubească foarte mult sportul, ca mai apoi să-și dorească să facă performanță. Și ce mi se pare foarte interesant în povestea ta este că tu de la început nici măcar nu știai că este vorba despre un sport de iarnă, nici nu știai că e vorba de patine. Pentru că prima oară ai luat contact cu rolele și asta mi se pare fain. Și mi se dovedește că de fiecare dată când cineva face ceva din pasiune, nici nu trebuie să știe prea multe detalii de acel ceva, pur și simplu o faci și după aceea vezi pe parcurs. Noi, sincer, încercam cam toate sporturile și uite că mi-am descoperit pasiunea și încă o chestie, părinții mei m-au lăsat să îmi descoper singură pasiunea. Adică eu doar le-am spus că vreau să fac sportul ăsta, n-au avut nicio problemă, m-au susținut foarte mult și nu m-au întrebat foarte mult. Mi-au zis, du-te, fă ce vrei și cred că și asta a contat foarte mult. Susținerea de la început. Iar mai apoi, cum să zic, faptul că au fost relaxați, nu m-au presat foarte mult să aduc rezultate. Wow. Nu s-au bazat foarte mult pe, vezi că tu trebuie să faci asta, vezi că trebuie să câștigi, nu. Și faptul că ei au fost relaxați și faptul că în același timp, să zicem, a doua mea familie, echipa și antrenorul, mă ajutau să cresc, așa m-au făcut să fiu cumva... echilibrată. Nici să nu fiu disperată după rezultate, dar nici să nu fiu delăsătoare. Aici se greșește foarte mult și dacă tu pui presiune pe copil chiar de când e foarte mic, s-ar putea să nu-i mai placă peste 5 ani când chiar trebuie să facă performanță. Pentru că tu faci rezultate, într-adevăr, faci, să zicem, ajungi la 12 ani, 14 ani, dar performanța vine mai târziu. Și nu înseamnă dacă tu pierzi la 12 ani, știi, sau să zicem, nu prinzi un podium la un concurs, nu înseamnă că mai târziu nu o să vii, pentru că munca nu ți-o ia nimeni, știi? Și ce ai spus acum deci... m-a făcut să-mi activez un alt subiect pe care aș vrea să-l vorbim, dar o să-l dezvoltăm un pic mai încolo. Și atunci să trecem la următoarea întrebare. Cum a fost când ai participat la primul concurs? Pentru că mi-ai spus că primul a fost și la 9 ani. Da, primul concurs a fost chiar aici la Brașov, pe pista de aici din tractorul. Și am fost, sincer, terifiată. Aveam foarte mari emoții. Era primul meu concurs. Sincer, nu știam exact în ce constă. A fost doar pentru experiență. Știu că am venit pe undeva pe locul 15, poate mai în spate. Eram la finalul clasamentului. Dar mi-a plăcut foarte mult. Și cred că faptul că am început să concurez chiar de la o vârstă mică m-a ajutat mai târziu, pentru că, cum ziceam, am avut foarte mare emoție și mi-era foarte frică. Dar mai târziu, să zicem că până pe la 15 ani, am început să-mi dispară toate fricile de a concura. În momentul de față ai 14 ani de experiență, iar în tot timpul acesta ai câștigat multe, multe medalii și ai avut rezultate incredibile. Și acum, chiar dacă știu deja, dar aș vrea să le audă oamenii și de la tine, câte medalii ai câștigate până în momentul prezent? Nu știu dacă e un lucru bun sau un lucru rău să spun că eu nu mi-am numărat niciodată medaliile. Într-adevăr, părinții mei le-au numărat. Și știu că mi-au zis acum, cred că 2 ani, că aveam peste 130-150 de medalii, cred. La campionatele naționale, iar în cupele mondiale Under 23, nici aici nu știu numărul, dar cred că sunt în jur de vreo 13-14. Și desigur rezultatele tale nu se opresc numai aici, pentru că chiar tu ne-ai reprezentat țara la Jocurile Olimpice, dar încă nu vreau să intrăm în acest subiect pentru că vreau să îl dezvoltăm mult mai mult mai spre final. Pe lângă aceste medalii pe care le-ai câștigat până acum, în momentul prezent deții și un record. Record național la viteză în România. Da. Deci în România nu mai există.
cineva da, mai... Da, sunt două recorduri. Wow. Sunt la 500 de metri și 1000 de metri la senior și la junior. Adică să zicem că sunt patru, de fapt. Patru recorduri? Da, e partea de junior, pentru că, să zicem, metru recorduri, într-adevăr, se împart pe categorii, dar se împart și pentru junior și pentru seniori. Și eu am fost... acum mie greu să vorbesc mult despre mine, dar cea mai bună junioară și acum cea mai bună senioară. Wow, deci patru recorduri naționale. Da. Deci în momentul actual, în România, nu există fată mai rapidă decât tine la patinaj viteză. Nu e. Wow. Și trecem și în partea cealaltă la Max Nedelea, cu care am filmat un vlog. Care este cel mai rapid la băieți la patinaj viteză? Da, este cel mai rapid. Chiar și-a făcut și barem pentru cupele mondiale. Felicitări, Max, pentru seniori. Și intră Max acum în Liga Mare. Wow! Este foarte aproape de cele mai bune rezultate ale României pe care le-a avut. Wow, incredibil! Wow! Da. Sunt foarte mândru de el, sunt foarte mândru de tine. Și voi eu. Sunteți colegi. Da. Și el a vorbit despre tine în vlogul cu el, când am făcut vlog cu el. Acum trebuie să vorbim și noi despre el aici. Da, noi ne susținem foarte mult. Adică suntem o mână de oameni, știm prin ce trecem, știm cât de greu e și știm cât de important e importantă e susținerea între noi, pentru că nu știe foarte multă lume de noi și susținerea din alte părți nu este foarte mare. Wow, mă bucur că ai spus asta, pentru că chiar ne duce în următorul subiect pe care voiam să-l discutăm. Cât de importantă este susținerea în viața unui sportiv? Și știu și din partea ta și din partea sportivilor pe care i-am mai avut că este destul de importantă. Și ai atins un punct pe care l-am atins și cu Max, acela că oamenii parcă nu... susțin atât de mult sportivii și stilurile de viață sănătoase și oameni care au niște rezultate incredibile, ne reprezentați țara și este incredibil. Cred că susținerea în primul rând trebuie să plece din cercul mic, adică familie și prieteni. Cum am mai spus, eu cred că am avut noroc cu familia mea pentru că m-au susținut non-stop, nu au pus presiune pe mine și m-au ajutat în primul rând să mă formez eu ca persoană și mai apoi ca sportiv. La fel și prietenii mei, pentru că nu puteam... Eu eram singură, să zicem, dacă n-aveam și prieteni. Mai apoi urmează echipa. Echipa cred că trebuie să fie cumva unită, chiar dacă este sport individual, avem nevoie să fim uniți și să ne susținem între noi. Și bineînțeles, se duce direcția înspre club, federație, și oameni din afară, oamenii care nu au legătură, să zicem, cu acest sport, dar care au legătură, să zicem, cu psihicul nostru sau, nu știu, cu niște gânduri bune pentru noi. E cam totul, cum a spus și Max înainte, că e totul despre energie cumva. Atunci când, chiar dacă faci lucrurile din pasiune, în momentul în care vezi apreciere din partea oamenilor, vezi mesaje acolo, vezi oamenii că te susțin și că apreciază ceea ce faci, atunci îți vine un boost de energie care îți te ajută pe mai departe și te face să vrei să continui, te face să vrei să fii acolo și mai bun și mai, și mai în forță. Da, așa e. Într-adevăr, da. Ideea este că noi facem tot ce facem pentru noi, dar în același timp noi nu concurăm numai în competițiile naționale. Noi ne ducem spre afară, asta înseamnă că începem să nu mai facem pentru noi, începem să facem pentru România, începem să reprezentăm România și avem nevoie de susținerea României. Eu am primit acum recent și mult hate, pentru că mi-au zis oamenii, de ce te plângi, pentru că este meseria ta, tu ești sportiv, de ce ne spui atât câte sacrificii faci? Wow! Da! Este și prima oară, să zicem, când am primit mult hate, pentru că până acum, să zicem, ideea este destul de simplă. Oamenii vor să susțină numai atunci când ești bun, dar nu vor să te susțină atunci când vrei să fii bun, înțelegi? Aha. Adică tu trebuie să te descurci by your own, știi? Trebuie să te descurci singur și abia atunci când ajungi sus, oamenii o să te susțină. Dar până atunci, în general, ești singur. Într-adevăr, ai subliniat o chestie foarte importantă, pentru că noi aici deja am ieșit cumva din țară
și nu mai este vorba despre doar susținerea pasiunii tale, exact. Este vorba despre susținerea unei țări. Până la urmă, exact. Ai reprezentat jocurile, ai reprezentat România la Jocurile Olimpice. Adică deja se rezumă totul la o țară, reprezinți România. Exact, nu o să zică lumea, Mihaela Hoga și-a făcut asta. O să zică fata din România a făcut asta. Și România are rezultate. Exact, România are rezultate, România are toate medaliile astea, România are o fată calificată. Nu o să spună punctual cine este, wow. Pentru că deja se extinde situația și este performanța la cel mai înalt nivel. O competiție mai mare decât Jocurile Olimpice nu există. Sincer, pe de altă parte, că acum nu vreau să fiu hater, am primit susținere foarte multă și cred că în același timp oamenii văd un pic sportivii diferiți. Uh-huh. Oamenii ar trebui să vadă un pic și nu știu cum să zic, partea frumoasă, să zicem, când cineva greșește sau așa mai departe, e altceva. Sunteți toți aici ca să fiți auziți și asta este un lucru pe care mi s-a mai repetat și de alți campioni invitați speciali, care mi-au spus că în momentul în care se greșește, în momentul în care ai niște rezultate care nu sunt exact cum îți dorești, este momentul în care evoluezi cel mai mult, este momentul în care acolo apare evoluția și acolo apare momentul în care tu vrei mai mult de la tine. Și lucrurile, toată munca pe care o depui, atunci o vrei și mai multă. În spatele rezultatelor sunt cele mai mari eșecuri pe care le-a trăit un om. Wow, exact. Cât de frumos ai spus-o. Wow. Da, nu, am văzut undeva vorba asta și mi-a rămas în minte. Chiar îmi și notez unele citate care, nu știu, mă reprezintă foarte mult. Așa că hai să mergem mai departe. Uite că am ajuns în partea cu susținerea. Hai să mergem să dăm un pic timpul înapoi, când erai elevă. Pentru că de multe ori ajung la subiectele acestea cu invitații speciali, campioni. Care a fost susținerea din partea școlii? Cum au văzut școala, cum a abordat școala situația ta ca fiind sportivă de performanță? Da, patinajul viteză nu este foarte popular, mm-hmm. Așa că nu știu dacă profesorii înțelegeau foarte bine ce fac eu. Nu aveam nici cum să le arăt în momentul ăla. Le spuneam de ce lipsesc, pentru că n-aveam ce să fac, trebuia să lipsesc. Eu mă antrenez în Germania, așa că aveam foarte, foarte multe absențe. Dar nu știu dacă să zic spre surprinderea cuiva, mie mi-a mers foarte bine în liceu, să zicem, în special. Am fost la Grigore Antipa. Cred că și faptul că eu prindeam foarte repede și orice făceam, orice făceau ei în clasă, eu recuperam sau încercam să recuperez în cantonamente în Germania. Și când veneam în clasă, puteam să fiu, să zicem, la același nivel cu colegii mei și mi-era bine. Dar da, nu pot să neg că m-au susținut atât cât au putut ei și m-au înțeles și chiar am simțit aprecierea lor. Viața unui sportiv de performanță se împarte în două, cum ar veni. Viața de sportiv, care este trup și suflet, dedicare pentru sportul pe care îl face, și viața de școlar, viața de în plus pe care o are, socială, da, să se împartă cu prietenii, să se vadă și să învețe. Și da. În momentul în care treceți prin etapa asta de școlari, asta este cea mai solicitantă etapă, pentru că trebuie să vă concentrați resursele în două părți și da. să profesați în ambele și să aveți rezultate. Da, pentru mine a fost foarte important să le împart pe amândouă. Uh-huh. Chiar m-am bazat în primul rând pe faptul că trebuie să cresc eu ca persoană și mai apoi eu ca sportivă. Și bineînțeles, orice dezvoltare personală implicit intra și în dezvoltarea mea ca sportivă. Uh-huh. Și am ținut foarte, foarte mult să... Adică eu aveam și o înțelegere cu părinții mei. Trebuia să termin peste 9 media din fiecare an din liceu. Wow! Da. Wow. Bine, în clasa 12 cred că am terminat cu 9-0 și ceva. Dar a fost tot peste 9, deci a fost... Da, bine, nu contează foarte mult notele, cum am spus și în patinaj nu mă interesau foarte mult rezultatele, mă interesau foarte mult să acumulez
pe partea de patinaj ore de muncă și pe partea de școală cunoștințe, dar a fost într-adevăr foarte important. Mai apoi am făcut facultatea științe economice și administrarea afacerilor. Wow. Am făcut licență și master. Wow. Mai apoi am intrat la master la sport. Wow. Licență și master, facultate și facultatea, spre surprinderea mea, mă așteptam să fie o facultate de sport din domeniu. Nu. Wow. Pentru că am vrut să mă dezvolt pe mai multe părți. Am zis că dacă eu am mai multe pasiuni sau, nu știu, înclinații în vreun domeniu, am zis că vreau să le fac. Am făcut partea de sport, am zis că am partea asta de sport. Hai să-mi dezvolt un pic și altă abilitate. Și am început în partea de marketing, am terminat marketing. După aia am zis că vreau să mă dezvolt un pic mai mult în sport și cred că e mai mult în partea de antrenoriat și de management în sport. Și eu mai am pasiuni, dar n-am mai apucat. Și de exemplu, eu acum sunt îmi place foarte mult psihologia. Nu o să mă duc la vreo facultate de psihologie, dar studiez singură. Îmi place să citesc niște lucruri, să le ascult. Wow, e incredibil. Deci e incredibil. Ești Mihaela Hogaș, care reprezintă România Jocurilor Olimpice. Ești Mihaela Hogaș, care face științe economice. Ești Mihaela Hogaș, care are pasiunea asta pentru psihologie. Da. Wow. Sunt tânără, am energia. Mulțumesc, am energia. Cred că am și timpul necesar să le fac pe toate. Și dacă nu încerc să mă dezvolt acum pe toate planurile, de ce să aștept pentru mai târziu? Așa e. Cum zice antrenorul meu, ziua are 24 de ore. Tu ai timp. Adică nu mă duc să, nu știu, să alerg în plus față de ce fac eu la antrenament, dar mă ocup și de partea asta pentru creier. Wow. Deci pe lângă toate astea, ești și Mihaela Hogaș, care astăzi este un exemplu pentru noi toți. Ești motivație, ești inspirație și de aia mă bucur că ești aici și pe mine mă inspiri și ești sursă de inspirație și motivație și te felicit pentru asta. Mulțumesc! Mergem mai departe în următorul subiect pe care l-am discutat și cu Max, care în vlogul cu Max am vorbit mai multe și despre ce înseamnă sportul, ce înseamnă patinajul viteză și în câte ramuri se împarte și de asemenea am vorbit și despre echipament. Costurile pentru echipament pentru patinaj viteză sunt destul de costisitoare. Vă ajută colaborarea cu anumiti sponsori? Da. Patinajul viteză în sine nu este un sport costisitor, pentru că noi avem nevoie numai de o pereche de patine și de un costum. Bineînțeles, care trebuie schimbate odată la câteva sezoane. Dar ce face acest sport costisitor este că noi nu avem în România unde să ne antrenăm. Nu există un patinoar, așa că noi trebuie să facem rost de finanțare ca să ne putem antrena în Germania. Wow. Ca să reprezentăm România. Deci acolo intervin costurile și aici este este șocul când vine vorba despre patinaj viteză. Da. În patinaj viteză nu există un patinoar. Un patinoar. Specific, în momentul actual nu există în România un patinoar specific pentru patinaj viteză. Ceea ce vă face pe voi, singurul moment în care puteți să faceți antrenamente pe un patinoar de patinaj viteză, este să mergeți în Germania. Da. Și acolo sunt costuri, implică costuri, plecați în antrenament de, nu mai știu exact de câte ori. Cam 6 luni. Pe an. Da. Nu deodată. Întoarceți, veniți, întoarceți. Da, 4 săptămâni, cu o săptămână, depinde de perioadă. Și toate astea implică costuri de transport, costuri de cazare. Wow. Și acolo intervin cheltuielile unde ajută sponsorii. Da. Chiar faptul că noi reprezentăm România, cred că ar trebui să îi facă pe sponsor să ne aleagă. Pentru că noi, până la urmă, chiar facem performanță. Eu, personal, am și noroc cu sponsorul meu, Bilka. Este sponsorul meu, este compania care a fost acolo pentru mine în sezonul olimpic, care a crezut în mine și chiar m-a susținut foarte mult. Eu mi-am încercat norocul și am fost foarte surprinsă și foarte fericită că ei chiar și-au dedicat
timpul, în primul rând, să mă audă și să mă susțină. Asta e cel mai frumos, că a fost, este unul dintre sponsorii care ți-au ascultat povestea, au înțeles nevoile și ceea ce faci și performanța pe care o ai și a venit alături de tine. Da, este una dintre firmele cele mai mari din România care au ales să creadă în povestea mea și eu sunt foarte fericită că pot să-i reprezint și pe ei. Wow. Și onorată, bineînțeles. Desigur, tu iei cu tine cum ar veni. Și în cupele mondiale și peste tot. Deja au la Jocurile Olimpice? La Jocurile Olimpice nu avem voie cu sponsori. Ah, wow, n-am știut. Da, este să zicem, o competiție specială. De asta spunem că nu există o competiție mai mare. Aha. Nimeni nu are voie cu sponsori. Totul se bazează pe Comitetul Olimpic, mm-hmm, și pe echipamentul primit de la Comitetul Olimpic. Wow. Nu avem voie să, noi, eu, de exemplu, nu am voie să port un tricou Nike. Da, acolo. Tot ce trebuie să port la Jocurile Olimpice este dat de la Comitetul Olimpic, care este aprobat. Wow. Da. N-am știut asta. Și poate mulți nu știu. Wow. Dar în rest, tot ce înseamnă competiții, sponsorii vin alături de tine și tu iei cu tine cum ar veni și îi prezinți. Da. De asemenea, știu și că eu n-am fost prezent, eram în Grecia, dar a fost acel bal organizat de Rotary Kronstadt și Fără Dream. Fără Dream, ia. Și dream-ul, visul care a fost susținut a fost chiar visul tău. Da. Chiar vreau să le mulțumesc. Încă mai sunt oameni în Brașov care, și în România, care vor să susțină sportul. Fishing for a Dream era chiar visul meu să ajung la Beijing, la Jocurile Olimpice, și mi s-a împlinit. Cred că în 7 luni sau 7 luni mai târziu chiar eram la Jocurile Olimpice. Cât de frumos, cât de frumos. Wow, felicitări. Mulțumesc. Iată că da, există această importanță a sponsorilor și desigur, într-o colaborare cu sponsorii este această situație de win-win, pentru că pe tine te ajută cu o sursă financiară, iar ei, tu le oferi cum ar veni reclamă peste tot în țară. Da. Wow. În cazul meu, ei mi-au oferit și suportul moral, pe care nu știu dacă vreo altă firmă mi-l putea oferi. Wow. Da, frumos. Niște oameni extraordinari. Și eu am mai avut norocul, cred că norocul carierei mele, pe lângă echipa și antrenorul meu, este clubul CSM Corona Brașov, pentru că ei ne-au susținut foarte mult și din cauza că noi avem probleme la federație, nu prea puteam să plecăm în Germania, nu puteam să ne plătim, așa că, da, clubul CSM Corona Brașov m-a susținut chiar de când aveam 9 ani. Wow! Da. Wow! Cât de frumos! Este singurul club la care am fost. Continuăm vlogul și mergem în următorul subiect, care are în vedere viața unui sportiv de performanță. Ce implică, ce este necesar, ce se află în spatele procesului de a fi un sportiv de performanță? Plecând de la antrenamente, psihic, mentalitate, tot. Pentru că ești un sportiv de performanță, ești o campioană și astăzi este povestea ta, este povestea unei campioane pe care o ascultăm și atunci ce se află în spatele rezultatelor? Da, cum ziceai și tu la început, sunt, cred că, mii de ore de muncă, sunt sacrificii, sunt multe eșecuri, bineînțeles. Și multe probleme pe care a trebuit să le întâmpinăm și a trebuit să trecem peste ele. Uh-huh. Dar da, noi, cred că de când aveam 10 ani, eu fac 2 antrenamente pe zi, timp de 5 zile și cu tot cu sâmbătă. Adică fac 11 antrenamente pe săptămână. 11 antrenamente pe săptămână? Wow! Da! Acum, că mă gândesc, pare așa mult, pentru mine este ceva normal. Uh-huh. Oamenii îmi spun că pe lângă noi, patinatorii de viteză, pe lângă sacrificiile pe care le fac sportivii în România, cu antrenamente și așa mai departe, noi renunțăm la viața noastră personală, efectiv, și plecăm în Germania. Uh-huh. Adică noi nu suntem, să zicem, 12 luni din an, noi suntem în România, aici în Brașov, și ne antrenăm și asta este. Nu, noi trebuie să renunțăm la viața personală,
renunțat, poate e mult spus, dar la familie, la prieteni și așa mai departe, trebuie să ne descurcăm cu școala în condiții speciale și așa mai departe. Cum spuneam, le văd niște lucruri normale, le-am înțeles, mi le-am asumat și am știut că numai așa poți face performanță. Wow. Până la urmă, toată lumea știe care este secretul succesului. Care este secretul succesului? Munca și sacrificii. Când ai o mentalitate foarte bună și sănătoasă, nu te mai oprește nimic. E foarte important să avem grijă un pic de mintea noastră și să am început, de exemplu, eu sunt foarte critică cu mine și de multe ori când ceva nu mi iese, mă enervez foarte tare, pentru că sunt perfecționistă, mă enervez și vreau să-mi iasă lucrurile bine, mă supăr și mă consum foarte mult. Dar am început de ceva timp să vorbesc și să încep să vorbesc și frumos cu mine. Pentru că de multe ori zicem, bineînțeles, dacă nu faci așa ceva bine, nu o să meriți niciodată să ajungi undeva. Wow. Da, eram foarte dură cu mine. Încă mai am lucrurile astea și spun că și când m-am calificat la Olimpiada, am zis că dacă nu merit, dacă nu am muncit destul, atunci să nu mă calific. S-a întâmplat să mă calific, dar am fost foarte dură cu mine și am spus că dacă tu nu faci anumite lucruri, nu o să poți niciodată să ajungi unde vrei și să nu te plângi la final că nu ți-a ieșit. Și am început și să am partea asta de critic foarte dur, dar am început să am și partea asta în mine care mă susține și încep să vorbesc și frumos cu mine. Văzusem, spunea cineva, că dacă vorbești cu prietenii tăi așa cum vorbești cu tine, nu o să mai ai niciodată prieteni. Pentru că dacă tu vorbești non-stop, știi, foarte rău și dur cu tine, cu prietenii, atunci ei nu o să te mai... Da, de multe ori noi punem presiune pe noi înșine și suntem duri cu noi înșine foarte, foarte mult. Și de obicei asta se întâmplă cu majoritatea oamenilor, mai ales cu sportivi și oameni care sunt perfecționiști și vor să facă ceva anume. Ei sunt primul lor critic. Exact. Care câteodată, nu știu, nu ne sabotăm un pic? Ba da, bineînțeles că pentru ne sabotăm. Pentru că și eu sunt critic cu mine foarte. Da, și de foarte multe ori atunci când cazi, să-ți pui tu niște lucruri foarte, foarte dure. Exact. Și să nu mai zicem că poate mai auzi lucruri dure și de la alții. Și atunci ești, efectiv, după ce că ești jos, mai vii și tu cu greutatea asta, te apeși singur și mai apoi vin și alții. Trebuie să fie cineva și, în primul rând, trebuie să ne bazăm pe noi, că putem să ne ridicăm și că avem puterea de a ne spune lucruri frumoase atunci când ne e cel mai greu și când este cel mai greu de spus. Pentru că e ușor să-ți spui că ești foarte tare atunci când ești tare. Dar atunci când ești jos, cât de ușor ne e să ne spunem că suntem tari. Wow, așa e. Deci, ai nevoie de psihic, de mentalitate potrivită, de muncă fizică, de un corp care să te susțină. Deci, ai nevoie de toate lucrurile astea să fie într-un echilibru ca să poți să ai rezultatele pe care ți le dorești. Da, trebuie să fii într-un echilibru și noi ne muncim să fim foarte tari fizic, noi sportivii. Dar e foarte important să nu uităm de partea psihică. Să de multe ori la antrenamente să ne gândim că suntem în competiții, pentru că așa plecăm, să zicem, toți. Plecăm cu emoții, plecăm cu frici, poate, în concurs și putem chiar din antrenamente să învățăm să fim puternici psihic în concurs. Uite că ai ajuns și la partea de echilibru și psihic și fizic. Și atunci aș vrea să te întreb dacă există un regim anume pe care tu ca și sportiv de performanță îl ai. Da, eu de exemplu, în primul rând, nu există să pierd vreo masă. În primul rând, nu există să pierd vreo noapte. Câte mese pe zi vorbim? Eu numai 3 mese. Aha, ok. Dar nu există să pierd o noapte, am de obicei vorbim de 99% din cazuri, dorm minim 8 ore pe noapte. Somn este chiar foarte important. Este foarte important. Am și citit foarte multe lucruri despre somn. Mie îmi place dacă
să zicem, dacă urmezi ceva, vreau să fiu sigură că acel lucru este foarte bun. Adică poți să zici foarte simplu, păi eu de ce să dorm când pot să fac alte lucruri, da, să mă dezvolt. Uh-huh. Dar nu. Somnul înseamnă dezvoltare și este foarte important să avem grijă de noi. Și somnul este foarte bun pentru partea fizică și pentru partea psihică, așa că poți să îmi pui doi iepuri dintr-o lovitură. Bineînțeles, mâncarea. Sunt sportivă, am nevoie de foarte multe lucruri. Și cam atât. Da, am grijă ce mănânc, foarte mult. Încerc cumva, mi-am făcut singură propriul regim, să zicem. Mm-hmm. Și cred că se mai pune și, nu știu dacă este important, dar cercul de oameni din jurul meu. Sunt foarte atentă la oamenii din jurul meu și mereu am zis că eu vreau să mă înconjur de niște oameni foarte buni și cu valori puternice. Da. Nu știu dacă se pune ca regim, dar este... Este chiar foarte important pentru că, într-adevăr, țin mereu să spun că oamenii cu care ne înconjurăm sunt oglinda noastră. Da, și e o sursă de energie, o sursă de informații pe care noi le acumulăm involuntar, exact, în subconștientul nostru și este important cu cine ne pe cine avem în jurul nostru, e important ce mâncăm și de asemenea e important să avem și somnul ăsta de care să avem grijă. Pentru că da, într-adevăr, o noapte pierdută este... Da, chiar îmi spusese un chinez, o noapte pierdută pot însemna 10 zile de antrenament. Wow! Acum trecem într-un subiect pe care de-abia l-așteptam, poate de-abia l-aștepta toată lumea, pentru că mergem, ne apropiem către Jocurile Olimpice de la Beijing. Înainte să intrăm în subiect, te-ai gândit vreodată că vei ajunge la Jocurile Olimpice? Da, bineînțeles, era visul meu. Când eram mică, nu știu dacă îmi permiteam neapărat să am acest vis care este foarte mare. Așa că încercam mereu să, ca și acum, încerc mereu să-mi setez obiective pe scurtă durată și pe lungă durată. Adică, de exemplu, să zicem, eram junior, îmi doream foarte tare să fac rezultate la juniori și să fiu prezentă în momentul respectiv. Bineînțeles că era gândul meu la Jocurile Olimpice, dar aveam nevoie să trec prin niște etape ca să ajung. Mai apoi, când am crescut, am zis foarte clar că eu vreau să ajung acolo. Am zis că eu nu o să mă las vreodată de patinaj dacă eu nu o să fiu olimpică. Așa că, da, bineînțeles, îmi doream foarte mult. Și iată că dorința ta s-a împlinit, pentru că anul acesta, 2022, Mihaela Hoga și-a reprezentat România la Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing. Da. Și acum aș vrea să subliniez un lucru foarte important. Acest rezultat, această participare la Jocurile Olimpice, această calificare, a fost făcută în condițiile în care în România nu există patinoar și nici finanțare către Federația Română de Patinaj. Deci mi se pare incredibil, mi se pare ca un sportiv din România să reprezinte țara când nu există în țară încă un patinoar de patinaj viteză, dar sperăm ca în viitor să fie. Da. Este numai un rezultat incredibil că ai participat. Da, ideea este că în patinaj viteză noi nu primim locuri de țară. Adică noi nu există ca organizatorii să spună că România primește un loc. Nu, România trebuie în primul rând să-și câștige locul. Așa că au existat cupe mondiale de calificare. Au fost 4 cupe mondiale în sezonul 2021-2022, în care eu trebuia să acumulez puncte și timp foarte bun ca să pot să intru în primele 30 de fete. Ca să te califici la Jocurile Olimpice. Ca să mă calific. Dacă eu nu aș fi fugit tare, da, n-aș fi avut timpii care sunt foarte buni, eu nu m-aș fi calificat. Hai să vorbim un pic de calificare. Până acum am mai avut reprezentanți la Jocurile Olimpice pe patinaj viteză? Da, da. A, deci am mai patinajul viteză în România mereu a fost prezent. La Jocurile Olimpice? Da, la Jocurile Olimpice. Au fost ani, într-adevăr, în care nu a fost nimeni,
Dar avem Mihaela Dascălu, care a venit locul 6 la Albertville și am avut-o ca și model și am zis că aș vrea să fiu, poate, Doamne ajută, să am rezultatele dânsei. Wow! De ce ai nevoie ca să te califici la Jocurile Olimpice? Am înțeles că trebuie să ai timpii respectivi. Deci, în primul rând, trebuie să participăm în cupele mondiale. Pentru participare la cupele mondiale trebuie un anumit timp de calificare. Deci, pe care eu... trebuie să te califici la cupele mondiale. Exact, trebuie calificare la cupele mondiale. Mai apoi, eu eram deja calificată pentru cupele mondiale, mai apoi trebuie să fugi timpi foarte buni. Nu-ți zice nimeni ce timp este, pentru că trebuie să te încadrezi între fete. Aha. Mai apoi există timp de calificare pentru Jocurile Olimpice, pe care trebuie să-l ai. L-am avut și pe acesta. Și, din păcate, anul acesta au fost numai 30 de locuri. Este singurul an în care au fost atât de puține locuri la patinaj viteză, la olimpiadă. Și bineînțeles, calificarea a fost foarte grea, pentru că sportul s-a dezvoltat extraordinar de mult. Au venit și patinatori care sunt de pe role. Wow. Și a fost foarte, foarte grea calificarea. De asta și bucuria mea a fost mult mai mare când m-am calificat, pentru că am știut foarte clar că a fost pe mâinile mele. Și cu toate acestea, iată-te că ai fost prezentă la Jocurile Olimpice de la Beijing de iarnă. Deci este incredibil. Da. Cred că ghinionul meu a fost că este un an pandemic, mm-hmm, și au fost condiții speciale. A fost, organizarea, din punctul meu de vedere, a fost foarte, foarte bună. Bineînțeles, noi trebuia să fim protejați non-stop de COVID, pentru că au fost și cazuri. Da. Și, dar în mare parte, da, a fost foarte ok. Acum că ne-am calificat, ajungem la Beijing. Cum te-ai simțit? Care a fost experiența să știi că tu, pe umerii tăi, stă o țară întreagă? Da, eu deja reprezint țara de 6 ani. Adică nu a fost neapărat un lucru nou pentru mine. Eu știam exact cum este să reprezint România. Știam deja de presiunea de a reprezenta România. Problema a fost că cumva m-am simțit singură, eram și singură în satul olimpic. M-am concentrat atât de mult să fiu într-o formă bună, încât nu prea m-am bucurat de locurile de acolo, vorbind de locurile de acolo, doar în satul olimpic, pentru că noi aveam masa, aveam un mini mall și cazarea. Atât. Atât am reușit eu să văd în Beijing. Nu aveam voie să ieșim, nu aveam voie să facem nimic. Wow. Am stat non-stop în cameră, singură, pentru că, cum spuneam, eram singură în sat olimpic, nu mai era niciun alt sportiv, ceilalți erau în alte sate olimpice, pentru că asta a fost norocul meu. Am reușit să îmi văd colegii la festivitatea de deschidere, unde a fost extraordinar și m-am simțit atât de special și fix atunci a fost momentul când am spus chiar sunt aici, totul este perfect. A fost un moment foarte, foarte bun și îmi spunea lumea, nu este o ediție de Jocurile Olimpice până nu vezi o deschidere de Jocurile Olimpice. Asta, voiam să ajungem aici, pentru că, desigur, marea deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă a fost incredibilă. Am urmărit-o de acasă, te-am urmărit și pe tine de fiecare dată. Și în momentul în care au fost deschise Jocurile Olimpice și a fost invitată fiecare țară, ai defilat tu cu alături de echipa României care a reprezentat România la Jocurile Olimpice, alături de antrenorul tău, și ați fost cât se poate de minunați. Cum a fost atunci să intri acolo, să defilezi alături de echipele cei mai buni sportivi de pe planetă? Da. Cum a fost? A fost un moment atât de emoționant și în același timp voiam și să stau cu telefonul în mână, să filmez, să am eu filmarea mea, dar și voiam să mă bucur, pentru că erau peste tot, erau voluntari care dansau, era muzică, lumină. Doamne, a fost foarte frumos și nici măcar nu poți să-ți imaginezi până nu ești acolo, pe acea scenă sau unde defilam noi. Chiar a fost foarte frumos și chiar te face un moment ca ăsta, chiar te face
îți dă puterea pentru următorii 4 ani? Următorii 4 ani, care peste 4 ani te gândești să participi din nou, nu? Da, asta este obiectivul meu, era obiectivul meu chiar de dinainte de Beijing. Timpul, să zicem, a trecut și a venit, a sosit momentul mult așteptat de a participa. Cum a fost? Ai deschis primul concurs de long track, eu de acasă, toată România de acasă te urmărea. Cum a fost? Cum a fost să te gândești? Mai ales că a fost pe tine, pe umerii tăi, deschiderea concursului. Da, a fost un pic. Asta este faza că am deschis eu. Da, eram într-adevăr prima pereche. Se trage la sorți, mm-hmm. Așa că ăsta a fost norocul meu. Wow. Da. Eu doar îmi doream să fug foarte tare, mm-hmm. Să reprezint România. Eu am dat tot ce am putut. Așa a fost momentul pentru mine. Îmi doream într-adevăr mult mai mult. A fost o oarecare dezamăgire pentru mine ce s-a întâmplat, pentru că valoarea mea era alta. Nu zic că aș fi câștigat o medalie, dar valoarea mea era într-adevăr alta. Dar cu toate astea, faptul că ai participat la Jocurile Olimpice, mie mi se pare cel mai mare câștig. Da, oamenii, cred că un pic trebuie să înțeleagă ce înseamnă sportul de performanță și trebuie să înțeleagă ce înseamnă patinajul viteză. Unul la mână, sunt foarte mulți oameni în România care nu știu ce înseamnă patinajul viteză și nu este de judecat, pentru că n-au cum să vadă, este normal, și de asta încerc să promovez mai mult patinajul viteză. Dar dacă oamenii nici măcar nu știu că există sportul ăsta, mai ales în țară, atunci ar trebui un pic să ne înțeleagă pe noi sportivii și să înțeleagă că unele rezultate pentru acest moment sunt ok, sunt în regulă. Și mai ales faptul că dacă tu n-ai auzit de patinaj viteză, nu te gândești un pic că e ceva în neregulă? Adică, băi, n-am auzit de patinaj viteză, păi înseamnă că s-ar putea în țară să nu prea existe un patinoar. Sau s-ar putea în țară să nu prea fie finanțare pentru acest sport. Asta înseamnă că e de două ori mai un rezultat mai bun faptul că avem pe cineva la patinaj viteză. Eu chiar mă gândesc dacă oamenii știau câte ture am de făcut sau știau că trebuie să schimb culoarul. Adică nu se știe, nu avem cultură neapărat despre patinaj viteză. Și ar trebui un pic să fie mai înțelegători. Bun, fata asta este la prima ediție, este la sportul ăsta pe care nu prea îl știe toată lumea. S-a calificat singură, repet, eu am făcut României loc de participare la Jocurile Olimpice la Beijing. Este atât de greu pentru că noi ne facem partea noastră. Noi sportivii facem partea, noi muncim, facem toate astea, mergem. Sunteți nevoiți să o faceți în altă țară. Exact, și sunt ok, să zicem, sunt ok că nu avem un patinoar. Da, haideți un pic să finanțăm sportul. Că acum eu știu că nu o să construiască un patinoar mâine. Sunt conștientă de asta. Dar am nevoie de finanțare și nu numai eu. Sunt atâția sportivi și care au fost nevoiți să se lase tocmai din cauza asta. Și pe lângă asta, nu știu dacă lumea știe, și ar trebui cei mai de sus să se concentreze pe faptul că în patinaj viteză se pot câștiga cele mai multe medalii la sporturile de iarnă. Adică nu există un sport de iarnă care să-ți dea un număr de medalii mai mare decât patinaj viteză. Exact. Îți poate oferi 14 medalii de aur. Wow! Pentru un sport de iarnă este foarte mult. 14 medalii de aur ca țară. Urmează să mai particip. Este doar începutul. Da, gândurile mele oricum erau pentru Milano Cortina. Ăsta a fost doar un pas, să zicem, sau o etapă prin care a trebuit să trec ca să-mi pot forma drumul spre unde îmi doresc eu cu adevărat să fiu. Exact, este doar începutul, a fost un exercițiu care a venit cu niște rezultate superbe, pentru că nu ai ieșit pe ultimul loc, ai și învins pe cineva, nu mai știu ce țară. A fost la mie Coreea, cred, și la 500 Argentina. Și dacă era pe ultimul loc, chiar nu conta, pentru că faptul că ai participat la Jocurile Olimpice, vorbim de Jocurile Olimpice, mi se par... Faptul că am reușit să mă calific exact acolo,
Și sunt foarte multe țări câștig. Care nu au avut fete acolo, pentru că nu s-au calificat, este foarte simplu. Și vorbim despre Jocurile Olimpice, care sunt... Acolo se duc cei mai înalți sportivi din întreg globul, de pe toată planeta. Se întâlnesc sportivii acolo, ceea ce este incredibil. Am două emisiuni care sunt favoritele mele. Jocurile Olimpice și Eurovisionul. Pentru că de fiecare dată în aceste competiții se întâlnesc cei mai buni din tot globul și odată pe an când se organizează, odată la 4 ani când se organizează, mi se face și pielea de găină, vezi într-un singur loc toți oamenii, reprezentanții țărilor care, cu toate diferențele existente, sportul îi aduce împreună, muzica îi aduce împreună și inimile lor bat la fel. Și uităm de diferențe, uităm de contextele care ne fac să ne despărțim și lucrurile se ne aduc mai aproape. Și asta mă bucură extrem de mult, iar să avem un sportiv ca tine la Jocurile Olimpice a fost o incredibilă onoare. Numai să știu că pot să deschid televizorul, să dau pe Eurosport și să știu că astăzi eu o susțin pe Mihaela Hogan. Ah, mulțumesc, foarte frumos ai spus, mulțumesc. E incredibil rezultatul pe care l-ai avut și sunt foarte mândru, onorat că te-am alături de mine și îți mulțumesc încă o dată că ai acceptat. Mulțumesc și eu sunt fericită să fiu aici, ți-am spus că îmi doream foarte mult. Acum, eu sunt foarte onorat că te-am lângă mine și nu vreau să uiți acest vlog minunat pe care l-am făcut împreună. Vreau să știi că voi fi în continuare alături de tine, alături de Max, alături de campionii României și vă voi susține. Și de aceea am pregătit și o surpriză pentru tine. Sub scaunul tău ți-am pregătit sub scaun, dacă poți te uiți, te rog. Cred că s-a pierdut, oare? Ți-am pregătit o carte care pentru mine a fost o carte care mi-a schimbat viața. Și eu o consider cea mai de aur medalie. Ah, ce fain. Așa că ți-am scris și ceva pe ea, pe care vreau să-ți rămână de-a lungul anilor, să o pui acolo pe raft. Este vorba despre cartea Magia. Mulțumesc! Cu drag. Ți-am scris acolo mult, nu trebuie neapărat să zici acum. Ca să reamintești mereu de vlogul pe care l-am filmat împreună și să, când te uiți atunci pe raft, să-ți amintești că Crisby acolo te susține, este lângă tine, crede extrem de mult în tine, în Max, în toți campionii și sunt aici să reamintim tuturor cât de important sunteți, cât de important e munca pe care o faceți. Ți-am oferit ceva din mine. Mulțumesc. Pentru că mult. Tu ai oferit mult României și atunci vreau și eu să-ți ofer o medalie de aur din partea mea. Mulțumesc, chiar este foarte tare că te-ai deschis și mi-ai dat, să zicem, o parte din tine. Chiar apreciez super mult și te apreciez și pe tine și faptul că tu ce faci, chiar vrei să promovezi și să ne ajuți pe noi, să ne susții pe noi sportivi și chiar și alți oameni. Este extraordinar și de dovadă că nu ești doar un băiat care o să fie de succes, dar ești și o persoană foarte, foarte bună înăuntru tău. Mulțumesc mult! Și acum trecem mai departe, în următoarea, la ultimele trei întrebări. Pentru că ți-am spus la început că mi-a venit în minte când ai vorbit, mi-a venit un subiect pe care aș vrea să-l atingem. De multe ori, o chestie pe care am întâmpinat-o și eu când am fost mai mic și făceam tenis de performanță, să aud voci de la oameni mai cu experiență, care să fie un pic descurajatori, să îți spună, da, te imaginezi că vei face sport de performanță, deja ai început prea târziu, deja ar trebui să ai niște rezultate, deja au existat în viața ta oameni care
au venit către tine cu o mentalitate care ar fi venit să te descurajeze? Și cum ai trecut peste? Ma, e foarte bună întrebarea. Sincer, nici nu m-am gândit. În primul rând, cum am mai spus, cred că norocul meu a fost familia mea și echipa, dar pentru cine primește astfel de sfaturi, să zicem, eu cred că e cel mai important să te asculți pe tine și ce vrei. Și nu cred că neapărat vreo vorbă rea poate să îți schimbe cu totul drumul. Mm-hmm. Pentru că e foarte important noi să ne ținem de drumul nostru, să ne găsim, mai ales copiii, să-și găsească neapărat pasiunile, să încerce cât mai multe lucruri, pentru că așa îți găsești. Nu dacă stai în casă sau dacă stai cu telefonul în mână, s-ar putea să găsești ceva. Nu e adevărat. E foarte important să încerci multe lucruri. Dacă ai o inclinație cât de mic poate să fie spre ceva, mergi acolo și vezi ce poți descoperi. Pentru că eu am început, m-am dus în parc și am văzut niște copii pe role și m-am dus și eu. Și eu, de fapt, mi-am decis viața la 9 ani. Wow. Eu la 9 ani am ales, vreau să fac și eu sportul ăsta, dar nu știam că vreau să fac performanță, nu știam că eu o să mă trezesc peste 14 ani la olimpiadă. Eu doar mi-am urmat, să zicem, pasiunile și doar mi-am văzut de drumul meu. S-ar putea să fi fost oameni care nu au crezut în mine și poate am și simțit lucrurile astea, dar pentru mine a fost foarte important să mă dezvolt și să-mi fac drumul meu. Pentru că nimeni nu știe ce va oferi viața, așa că tu trebuie să mergi pe o cale care te face fericit și care până la urmă îți va aduce niște beneficii pe care nici măcar nu le vedeai vreodată. Eu, de exemplu, când eram foarte mică, eram slabă. Eram foarte slabă și nu prea îmi dădea nimeni șanse, să zicem așa, pentru că nici nu eram cel mai mare talent pe patine. Mă cam împiedicau așa un pic. Mă cam, cum zicea antrenorul, mă mușcau patinele. Dar eu doar am muncit. Eu chiar de când eram mică am observat că am un dezavantaj în fața altor fete. Nu m-a oprit. Ba chiar m-a făcut să muncesc mai mult, pentru că știam că poate este un pic prea mult să spun un om netalentat trebuie să muncească de două ori mai mult decât cel talentat ca să ajungă la nivelul lui. Dar în momentul în care a ajuns la nivelul lui, nu o să mai scadă niciodată. Wow. Și mereu o să meargă înainte. Acum am ajuns la ultimele două întrebări și cele mai importante. Începem cu penultima, care ar fi: ce dori să transmiți sportivilor care sunt la început de drum? Copiii care au acum un vis, au început să facă un sport de performanță, iar visul lor este să ajungă la Jocurile Olimpice. Ce ai vrea să știe ei de la o persoană, de la Mihaela Hogaș, care a ajuns la Jocurile Olimpice? Da, cred că ar trebui să se uite la vlogul ăsta și să acumuleze toate informațiile și chiar să mai urmărească și alți sportivi, pentru că cred că și faptul că îi poți vedea și poți să înțelegi multe lucruri pe care le spun alții și să vezi că și alții trec prin momente grele sau, nu știu, au avut probleme, în primul rând. În al doilea rând, neapărat să muncească. Nu există nimic. După părerea mea, nu există nimic în viață fără muncă. Să asculte de antrenor. Nu știu dacă sunt sportiv care îl văd pe antrenor ca și un model. Uh-huh. Efectiv, ce spune antrenorul ei să... Nici măcar să nu ajungă să se gândească la ce spune, doar să execute. Mai am un sfat pentru părinți: să nu pună presiune prea mare pentru copii. Trebuie să îi lăsăm un pic să-și găsească pasiunea asta și să înceapă să iubească un sport înainte de a fi foarte bun în el sau în orice domeniu. Este foarte important să ajungem să iubim un lucru ca mai apoi să-l stăpânim. Și, bineînțeles, cum spuneam înainte, neapărat să creadă în ei, să muncească. Și este foarte important în momentul în care dăm de greu, abia atunci să începem să luptăm mai mult. Niciodată să nu ne dăm bătuți, să zicem, vai, am căzut, trebuie să mă las, uite ce îmi poate aduce sportul ăsta, să nu știu ce. Nu. Este doar un moment, am căzut, deci știu ce am făcut greșit. Înseamnă că nu mai trebuie să-l mai fac. Trebuie să fac alte greșeli ca să mai pot cădea odată. E foarte simplu. Trebuie, adică eliminăm
din greșeli ca să putem să ajungem la rezultatul final. Wow, cât de bine ai zis. Iar acum, ultima întrebare și favorita mea. Favorita mea și cea mai importantă. Ne imaginăm așa că mesajul ăsta se transmite la fiecare om de pe pământ. Ce ai dori să transmiți lumii întregi? Ce ai vrea să știe lumea de la Mihaela Hogaș? Cred că trebuie să mă gândesc la asta. Nu știu, de la Mihaela Hogaș. Nu știu dacă aș vrea neapărat să mă vadă pe mine în vreun fel, dar ce aș vrea să știe de la mine, vorbind de partea profesională sau personală, este foarte important să ne concentrăm și să ne punem energia în locurile în care credem noi că se merită. Adică, e important să ne dezvoltăm. Nu există, nu am timp de ceva, pentru că putem să facem o grămadă de lucruri. Niciodată să nu lăsăm partea, să zicem noi ca sportivi, să lăsăm partea de școală. Nu, pentru că ne dezvoltăm. Niciodată să nu uităm să ne spunem lucruri bune și să încercăm să nu mai judecăm oamenii și să înțelegem poveștile lor. Wow! Mulțumesc! A fost un vlog incredibil. Astăzi cu toții am ascultat povestea unei campioane. Îți mulțumesc încă o dată că ești aici, că mi-ai onorat această invitație. Mulțumesc și eu. Și m-am simțit foarte bine. Și eu! Chiar sper să mai vin pe aici. Wow, cu drag! Chiar îmi doresc și eu. Și tu și Max, ți-am zis, oricând, adică fiecare campion, mai veniți aici și o să vorbim despre evoluția voastră în timp, despre rezultatele viitoare. Cum am spus, acesta este doar începutul. Mulțumesc mult și mulțumesc, pot să-mi mulțumesc și numele sportivilor. Este foarte important să avem genul ăsta de oameni printre noi și să ne uităm și noi în continuare la modelele sau la oamenii care chiar fac ceva. Super! Acum că am ajuns la încheiere, nu uitați că puteți să fiți alături de Mihaela în continuare pe toate rețelele de socializare, pe Instagram, Facebook, TikTok, și să îi scrieți acolo, să îi umpleți căsuța de mesaje cu mesaje de încurajare, cu mesaje de susținere și să o susțineți cum se poate, pentru că ea este aici, reprezintă România, ne reprezintă pe noi și este minunat ceea ce face. Mulțumesc! De asemenea, nu uitați și de mine, vă rog, și pe mine mă găsiți pe toate aceste platforme de social media. Nu uitați să lăsați un subscribe dacă a venit energia pozitivă la voi și inspirația și motivația. Nu uitați să lăsați, să apăsați pe clopoțel ca să fiți notificați. Ce mai trebuia să zic? Nu mai știu. N-am mai filmat de vreo 2 săptămâni și am uitat. Cred că astea sunt toate. Like-uri, share-uri. Like, share, să se ducă mesajul cât mai departe și să povestea Mihaelei să fie auzită de cât mai multă lume. Și să-l urmăriți în continuare dacă vreți în continuare să vedeți poveștile oamenilor. Mulțumesc frumos. Nici nu puteam să spun mai bine. Și nu uitați că astăzi ați primit foarte multă energie pozitivă de la Mihaela Hogaș, care este un sportiv de performanță, este o campioană și, după cum v-am bine obișnuit, acest tip de energie pozitivă ține foarte, foarte mult, vă încarcă cu foarte multă energie pozitivă, așa că noi vă pupăm, vă transmitem multă iubire, energie pozitivă și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Pa, pa!